descoperim împreună ce se află în cutia lunii octombrie. Dacă nu știți despre ce este vorba, prietenii de la Bastor și de la Bashbox au în fiecare lună câte o cutie. Luna aceasta arată foarte, foarte frumos cutia. Octombrie este cu, fructe de toamnă și arată foarte frumos. Dacă vreți să vedeți cutia lunii trecute, am pe Instagram tot așa un reel și mai multe postări. O să vă las link în descriere să vedeți ce produse mișto au avut și luna trecută. Înainte să începem clipul de astăzi, nu uitați să vă abonați canalului, asta dacă nu ați făcut-o deja, să-i urmăriți și pe prietenii de la Bastor să vedeți ce produse mișto au în fiecare lună și hai să dăm drumul la clipul de astăzi! O să încep într-o ordine complet aleatorie, efectiv cum vin produsele la mână. Și prima dată vreau să vă vorbesc despre produsul acesta de la Meglio. Este un produs de curățare pentru baie. Mai am unul asemănător de la ei, cel din cutia de luna trecută, era ceva cu roz. Și era pentru bucătărie, pentru suprafețe. Acesta este pentru baie și abia aștept să-l folosesc. Am aici două produse, un pachet de paste care arată foarte bine, abia aștept să-l încerc, și un sos pentru paste. Mulțumesc super, super mult pentru produsele trimise, sunt foarte delicioase. Am mai avut ceva asemănător de la ei și sunt foarte, foarte bune. Am aici un ceai de la Evolet, abia aștept să încerc și sortimentul acesta, Herbal Relax. Mai am două sortimente de la ei cu ceva fructe de pădure și sunt foarte, foarte bune și au un miros așa foarte, foarte aromat. Aici am de la Adidas un antiperspirant, 48 de ore protecție. Abia aștept să încerc, știu că sunt bune produsele de la Adidas. Aici am un săpun lichid de la Sens, la fel cunosc produsele lor și sunt foarte, foarte bune și miros foarte bine. Acesta este cu vitamina E. Iar aici am un detergent lichid de la Lovella, în special pentru bebeluși. Miroase foarte bine, are un miros așa foarte fresh. Nu am încercat nimic din gama lor, dar abia aștept să îl încerc și pe acesta. Am aici două bunătăți dulci. Prima dată am aici aceste napolitane cu sugar free și hazelnut. Abia aștept să le încerc. Iar aici am biscuiți integrali cu gemen de grâu. Abia aștept să încerc la micul dejun, cred că vor fi perfecți. De la Nestle am din gama Opti Express un suc de prune uscate, așa arată, concentrat. Acesta este lichid și mai am aici niște pliculețe, așa vin. La fel, puteți să le luați chiar și cu voi, dacă sunteți pe drum, este foarte, foarte bun. Un magneziu cu aromă de lămâie, este foarte, foarte util, mai ales că începe acum virusurile și toate lucrurile acestea și trebuie să ne protejăm. Iar aici am o cremă de față, așa arată, abia aștept să o încerc, din câte văd este foarte hidratantă pentru tenul uscat, abia aștept să o pun la teste și să văd cum se comportă pe tenul meu. Cam acestea au fost produsele din cutia lunii octombrie. Le mulțumesc foarte, foarte mult pentru produsele trimise. Abia aștept să le încerc. Pe unele le știu, le cunosc, le-am mai încercat în trecut, dar altele sunt complet noi. Să-mi lăsați mai jos în comentarii dacă ați încercat ceva din produsele lor sau dacă v-ați achiziționat deja cutia lunii octombrie. Dacă nu, o să vă las tot în descriere link către site-ul lor. Vă pup!